Fiecare partid vrea să își maximizeze rezultatul. Pentru asta mesajele, tușele, acuzele, afirmațiile sunt foarte contundente și spun fiecărui cetățean din Dâmbovița să gândească cu mintea lui, cu în liniște, dacă el o duce mai bine. Dacă el o duce mai bine, înseamnă că lucrurile sunt bune. Dacă el nu o duce mai bine, înseamnă că lucrurile nu sunt așa cum le prezintă politicienii de la putere. Ieri e o zi neagră pentru noi, pentru România, pentru că pe de o parte am constatat că în îndeplinirea actului de justiție anumite decizii ale procurorilor nu sunt atât de fundamentate încât să reziste în fața judecătorilor și asta într-un context în care persoana respectivă, respectiv doamna Chioveși, era prinsă într-o procedură europeană de nominalizare ca procuror european. Și tot aici ar putea scrie și o decredibilizare a unei secții validate de Curtea Constituțională, inventate de Parlamentul României, această secție de control, care printr-un asemenea eșec are o problemă. Are o problemă mare. Și va trebui justiția să-și armonizeze și să-și finiseze mecanismele de corecție și de autoreglare. Pentru că justiția are, să știți că nu politicienii, nici PNL-ul, nici alt partid, nici responsabilii europeni nu pot să intervină în justiție. PSD-ul e băgat cu și cu picioarele și cu mâinile, dar trebuie să înțeleagă că justiția trebuie, va avea singură rolul să se echilibreze și să-și găsească calea spre o independență totală construită cu muncă și cu profesionalism, nu cu afirmații politice. Deci o zi neagră. O săptămână complicată. Am avut marți ședința solemnă. Acum eu, sincer vă spun, fiind un politician mai vechi, cu școala făcută de demult, pentru mine solemn înseamnă solemn. Nu văd că nu pentru toată lumea înseamnă solemn. Se pot face în ședințe solemne și huiduieli, și strigături, și fluierături, și acuzații care nu și-au locul sau, până la urmă, care, deși pot să fie pline de conținut, trebuie să-și aleagă alt moment mai puțin solemn când să le spui. Da, e foarte puțin până la o violență fizică. Vom ajunge la violențe fizice, e clară treaba. Nu vedeți, ne urăm cu toate armele, nu ne mai suportăm unul pe altul, nu mai există cultura dialogului și vă spun fără ipocrizie. Niciun om politic, de la cel mai mic activist politic la țară până la președintele României, nu se poate deroba de responsabilitatea asupra dialogului. O țară fără dialog este o țară care o ia într-o direcție greșită. Iar chestiunile legate de Uniunea Europeană și de intervențiile responsabililor europeni, nu mă miră faptul că actuala conducere a Partidului Social Democrat dezvoltă un euroscepticism fără scrupule, fiind în culpă. Dar să știți că Europa și Uniunea Europeană este o instituție la care noi la 1 ianuarie 2007 am aderat de bună voie și cu toate solicitările și cerințele Uniunii Europene, între care o justiție independentă, lupta împotriva corupției și statul de drept sunt elemente de bază, prinse în mecanismul de cooperare și verificare, acceptat de toate partidele, numai că de 2 ani domnul Dragnea nu le mai acceptă. Dacă nu le mai acceptă dânsul, asta nu înseamnă că ceilalți or să schimbe poziția. Iar aici Partidul Național Liberal nu are de întors.
Partidul Național Liberal este hotărât să sprijine până la urmă ceea ce am considerat cu toții la un moment dat, că e un drum irreversibil, un drum spre o democrație reală. Ce face PSD-ul, vedem toți. Rămâne ca la vot să le dăm semnalul că nu e bine ceea ce fac și Partidul Național Liberal și, până la urmă, toată dreapta românească să câștige. Eu închei săptămâna asta destul de agitată, spunându-vă politică că nu sunt optimist. Nu, de ce nu sunt optimist? Cred în adevărurile spuse de oficialii europeni, nu iau în brațe, nu cred în posibilitatea lor de a schimba ceva în Europa actuală. E o generație depășită, ca și generația mea, care și-a spus cuvântul, trebuie să vină altă generație care să aibă proiecte pentru ce societate. Poate noi am făcut bine, am făcut rău, dar nu poți să-mi spui că viitorul sunt cei pe care îi vedem noi la televizor acum. Tajani, Timmermans, Juncker, mai știu eu. Gata, au spus, am văzut ce a ieșit, unde e Europa acum, ce se întâmplă cu Brexit-ul. Nu pot să, decât să vină alți politicieni din PPE, din SPD, din ALDE, din Verzi, dar o nouă generație. Eu cred în așa ceva.